Salutare, suntem Dragoș Mitroi și Andrei Diaconu. Și în acest nou sezon am început cu dreptul. Vremea foarte călduroasă ne-a permis să testăm prima bicicletă, mai precis un Intens Tracer 279. Tot timpul îmi vine să zic 275, că mă gândesc că e cu roți de 27 jumate, dar ea este de fapt în format mulet. Brandul american și legendar este acum reprezentat în România prin Planet Bike, iar cei care vor vrea să achiziționeze o astfel de bicicletă chiar o pot testa, iar ulterior o pot achiziționa în funcție de nevoile lor. Și o să începem cu prețul, 5.000 de euro aproximativ, bani în care primești un cadru de carbon, un format de roți, Mulet, foarte important, de precizat, și suspensiile, nu? De 170. Exact, ce frumos ne completăm. De menționat că suspensia spate este cu arc. Cu arc. Exact, ceea ce face bicicleta asta să fie ceva mai hardcore. Mai plush și mai hardcore. Da, o să poți să te dai pe trasee mult mai agresive, nu? Asta da, e clar. Clar. Dar cum ți s-a părut toată construcția asta a suspensii la deal, spre exemplu? Bicicleta asta nu e chiar ușoară, sunt 17 kg. Nu e ușoară deloc și e carbon. 17 kg pentru un cadru de carbon sunt ceva kilograme. Dar tocmai te întrebasem, cum ți s-a părut pe urcări? Cum te urci pe ea? Deci fix cum te urci pe ea, e super mișto, poziția e beton. Știi, zici că ai putea să urci toți munții deodată. Dar apoi începi, mamă, mișto. Și nu mai e așa, că dai de greutatea aia de 17 kg. Te seacă de energie, da. Crezi că e greutatea bicicletei sau se întâmplă asta din cauza învelopelor? Bă, nu, clar e greutatea bicicletei. Deci începi să o simți la un moment dat. Poziția e on point, ești acolo rămâi, să zic așa, și poți să dai și niște urcări super tehnice cu ea, destul de ușor, zic. Am greutatea, o tragi în jos. Deci să te ducă picioarele. Da. Bun, și suspensiile de 170 la vale? Big like. Super suportiv, da. Nu? Ok. Adică un blackline pe postăvarul, lejer. Lejer. Poate fi numit o mini bicicletă de downhill? Da. Cu suspensie de 170, da? 38 pe față, furca, brațele, adică... Pare țapănă așa, într-un cuvânt. Nu? Da, chiar pare țapănă. Pare că poți să-i dai. Roțile mulet, iarăși, sunt clar un super avantaj în contextul ăsta. Ce ar mai fi de spus despre transmisie, câteva cuvinte, este SRAM NX, nu este strălucitoare, la început totul funcționează bine, după ceva timp lumea în general se plânge cumva de performanța acestei transmisii, dar își face treaba până la urmă. Eu i-au pornit ăștia drujba din nou. Facem o pauză, da? Da. Așadar, gata, s-a oprit drujba, trecem mai departe la suspensii. Ce furcă avem aici, Andrei? Un Fox 38 Performance. Și amortizorul? Fox DHX 2. Performance Elite. Da, dar mai multe despre cum funcționează suspensiile o să vă povestim în articolul de pe site, de pe freerider.ro, unde chiar vă poftim să intrați să-l citiți. Trecem și pe la roți un pic. Da, avem niște E13, LG1. Cum spuneam, în format diferit, 29 față, 27 jumate spate și combinația de anvelope de minioane, DHF pe față și DHR2 pe spate. În plus mai avem și această tijă hidraulică. Cursa nu este extraordinar de mare. Cred că 150. Cam așa, ochiometric. Și este de la Intens. Da, trebuie menționat. Bun, ghidon foarte lat. Este ghidon de downhill, nu? Da, 800. Eu n-am mers pe bicicleta asta, dar pare țapăn. Și pipa îmi place foarte mult, cum arată. Prinderile, totul arată așa mai... Pipa de 40. High-tech. Da, și frânele, neapărat. Niște coderuri. Ia uite-le. SRAM-uri. Ați varianta, de bază sau? De sub RSC. Da. Deci, ai 4 pistoane, discuri de 200. Suficient, nu? Da, e super ok. Poți să ajustezi și distanța levierului față de ghidon și față de manșoanele astea, care au un grip, au o aderență super tot faină. De la Intens. Tot de la Intens sunt și ele. Mi-au plăcut mult astea. Poate că ar fi trebuit să dau și o tură cu bicicleta asta. Mă rog, și hai să povestim un pic și despre geometrie, că bicicleta asta are un flip chip și geometria poate fi schimbată, nu? Da. Păi, nu știu, începem cu unghiul furcii, nu? Da, head angle-ul. Da,
furca este amplasată la 64,5. Standard. Standard și cu flip chip-ul pe low, o duci la 64. Dar în momentul ăla se lungește și ampatamentul, nu? Exact. Și se micșorează reach-ul, foarte interesant. Se micșorează reach-ul, se lungește ampatamentul și chainstay-ul. Da, chainstay-ul e la 437 pe setarea standard, da. Și reach-ul e la 455, care mi s-a părut destul de mare, exact. Sincer. Apoi reach-ul se face la 450 și chainstay-ul se mărește cu un milimetru și ajunge la 438 și ampatamentul... Okay. Normal era la 1228 și la fel se mărește și el cu ăsta cu un milimetru. Un milimetru, da. Și ajunge la 1229. E lungă mai jos și scurtă mai sus, de fapt. Da, n-am mers cu ea cu flip chip-ul schimbat. Exact. Da, cred că oricum e altceva. Hai să mai arătăm și câteva detalii, iar apoi să invităm lumea să citească review-ul pe freerider.ro. Bun, deci niște detalii foarte faine de menționat sunt emblema asta care este 3D și pare metalică oricum și foarte strong, faină de tot. Apoi mai este această protecție care se află sub downtube și care este cauciucată și foarte lungă, după cum se observă, pornește chiar de aici imediat din capătul downtube-ului și se duce până jos. Apoi, iarăși de menționat, este această construcție asimetrică în partea de jos a downtube-ului. Nu știu cum pot să o prind mai bine. Partea asta de aici este practic mai lată decât partea opusă. Mai avem această aripă de protecție împotriva noroiului și bineînțeles protecția de chainstay, care este foarte groasă și masivă și se află și pe partea de sus și pe partea de jos a chainstay-ului, astfel încât lanțul să nu lovească chainstay-ul din carbon. Scoate. Bang! Și mai avem aici un compartiment secret. Iată-l. Ce pregătești acolo? Păi asta se introduce aici pentru a stoca multitool. Le bagi aici înăuntru, nu? Da, okay. Multitool. Deci partea de jos se vede și mai bine protecția. Există și pe seat stay o protecție cauciucată și, după cum vă spuneam, toată protecția de downtube, care este super lungă, și ăsta e tot material cauciucat și aici la fel. Fain. Atât cu prezentarea noului Intense Tracer 279. După cum vă spuneam, vă aștept pe freerider.ro pentru a citi întreg review și pentru a vedea și restul de fotografii de detalii. Ce pot să vă zic, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. O să urmeze un sezon fain, zic eu, nu, Andrei? Suntem pregătiți. Până atunci puteți să ne mai urmăriți pe Instagram, pe profilurile personale, unde o să punem tot felul de filmulețe din diferite ieșiri. Andrei are și un filmuleț pe Instagram cu bicicleta aceasta, așadar puteți să intrați pe profilul lui să-l vedeți. Până data viitoare, mai vrei să mai spui ceva? Nu, ai zis să verifici acolo. Verificați acolo. Am zis și eu așa. Până data viitoare, pe curând. Ciao. Ciao.